Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Colegi și prieteni de pe frecvență, ajutați-mă, vă rog, să înțeleg ce e mintea cuiva care se apucă să taie cu flexul niște țevi într-un salon de terapie intensivă. Probabil nimic. Gestul în sine. Ceea ce, până la urmă, duce la o explozie, la rănirea altor persoane. Dar ideea, cum se petrece? Care este judecata, dacă pot să-i spun așa, prin care un muncitor și cu asistentă contribuie la crearea acestui dezastru prin gestul simplu de a porni flexul într-un salon de terapie intensivă ca să tai niște țevi, o țeavă, să tai ceva, să lucrezi ceva. Ați auzit probabil știrea mai devreme, s-a întâmplat la un spital din Ploiești, unde, într-un salon de terapie intensivă, acum a fost o explozie acolo, o femeie de 80 de ani care era în comă în salon, cu masca pe față, a fost rănită, are arsuri și la nivelul căilor respiratorii. A venit un muncitor în salonul de terapie intensivă cu flexul și s-a apucat de treabă. Și pacienții au rămas acolo, nu au fost evacuați. Mai mult, o asistentă medicală de acolo a fost cea care l-a ajutat pe muncitor, a dat patul mai de la perete, a mai tras un pic de patul respectiv, ca să aibă loc omul să intre. Deci, dincolo de enormitatea faptului că tai cu flexul la terapie intensivă, unde e oxigen, nu oprești sursele de oxigen, faci scântei, nu te gândești, bă, nu-ți trece prin minte măcar o clipă că ai putea să provoci un dezastru. Deci, dincolo de asta, de simplu fapt că acolo unde este oxigen nu lucrezi cu flacără deschisă, cu materiale incandescente, e o chestiune care ține de instinct de supraviețuire. Dincolo de asta, ce este mintea personalului medical care permite intervenții cu flexul și intervenții la țevi, la astea, când sunt pacienți acolo? Pe bine, acolo pacienți sunt perpetu, cred. La terapie intensivă nu cred că se întâmplă să nu fie pacienți. Okay. Și cred că e destul de complicat să-i relochezi. Și atunci ce facem? Zugrăvim, tăiem țevi, strângem cu mopul când curge, punem găleata pe pieptul ăluia comatosului. Îi muți totuși în altă parte. Complicat. Știi pe meseriașul ăla care verifică țeava de gaze cu bricheta? Se vadă dacă e din aceeași categorie. Da. Știi? Deci, pe principiu am mai făcut asta și nu s-a întâmplat, am mers. Nu, da, cam asta e. Nu există asta că, sigur că la terapie intensivă e întotdeauna cineva. Ar fi grozav. Nu zic că e complicat, cine știe, trebuie o lucrare măruntă și a zis, hai șef, o fac imediat. Găsești o soluție, îi muți pe oamenii aia de acolo. Cum? Genii, trage patul ăsta un pic. Eu cred că nu n-a realizat ce se întâmplă, pentru că până la urmă și-a pus și el viața în pericol. Mă rog, ei. Păi asta zic, mă, băiatule, deci nu, e ca băiatul cu gazele, negru. Și sunt doi, nu e unul singur. Îți jur, eu când am văzut prima dată asta cu bricheta la țeava de gaze ca să vadă pe unde iese, m-am transpirat instant. Pentru că am realizat ce se putea întâmpla. Poate că există o explicație acolo. El se gândește că dacă este debitul suficient de mic, atunci nu face decât o flaură mică. Pe și la fel și ești cu flexul. Dau așa, dau încet. Asta mi-aduce aminte de asistenta medicală de la spitalul din Piatra Neamț la terapie intensivă. Poate mai țineți minte ce tragedie cumplită a fost acolo în 2020, în vremea pandemiei, cred că în noiembrie 2020, când la terapie intensivă o asistentă medicală a aprins o candelă în salonul de ATI ca să fie de sufletul celor morți de COVID. În locul ăla care era supra-saturat de oxigen. Și rezultatul a fost că a izbucnit un incendiu devastator într-o atmosferă de supra-saturată de oxigen și măcar nu poți să spui că e un incendiu. Este practic o deflagrație. Aerul ia foc. Aerul ia foc și se consumă în acest fel. Și au murit 10 oameni. Da. Cum să rezolvi problema asta? De unde să o apuci? Ești responsabil în sănătate. Ești, nu știu, ministrul sănătății. Ești, nu știu cine. Și te întâlnești cu un astfel de caz în care o asistentă aprinde o candelă la ATI, mor 10 oameni, altă asistentă dă patul la o parte ca să-i dea voie muncitorului să vină să tai cu flexul ceva pe lângă tubul de oxigen, care oricum eliberează oxigen în atmosfera aia. Incident care se petrece la 3 ani după ce au izbucnit mai multe incendii în secții de ATI din spitale, în vremea pandemiei, în țări precum România și India. În țările din vestul Europei nu s-a întâmplat, că acolo se respectă procedurile. Adică te gândești, nu măcar din propria experiență să înveți. Poate că nu știau până a venit pandemia că oxigenul arde. Poate că nu le-a trecut prin cap. Dar după ce au fost câteva incendii devastatoare în România în felul ăsta, nu s-au făcut niște instructaje? Nu... și nu știi cum sunt la noi, hai să fim serioși, instructajele. Bun, băi, vedeți că mâine avem instructaj la 4. Eu nu vin. Păi trebuie să... și mergi, stau pe telefon, stau de urmă. Hai mă, cât mai au ăștia cu instructajul. Ce zice? E ceva cu oxigenul, cu da, mă, să fie sănătos. Aici are dreptate. Da. Bun, și atunci cum rezolvi problema asta? Cum faci? Da. Aha, ăsta e răspunsul. Cum faci? Nu cred că răspunsul e cumva la managementul unui astfel de loc, care atunci când are o lucrare sau o chestie, o intervenție de genul ăsta, că e imposibil să nu știe, are grijă să informeze până la urmă orice muncitor de potențiale pericole. Cum poți anticipa ceva? Adică cum poți să te duci să le spui, a, și apropo, fiți atenți, oameni buni. Mă, dacă e terapie intensivă, nu zugrăvim acolo, nu tăiem cu flexul, nu venim cu picamărul, dacă sunt oameni. Cum să spui așa ceva? Adică, cum să te gândești că cineva poate să facă așa ceva? Iar managementul de multe ori, din nefericire și în spitale, din câte știu, e tot politic. A, întotdeauna, da. Adică tot așa sunt niște cetățeni care au primit niște sinecuri acolo, nu sunt neapărat specialiști, nu sunt neapărat buni administratori, nu știu neapărat ce înseamnă, ce riscuri există, care este un protocol pentru așa ceva. Știi, cred că a fost o de-aia. Ce s-a întâmplat, tată? S-a înfundat nu știu ce țeavă. Și ce-i de făcut? Trebuie să o taie. Cât durează? Un minut, șeful, doar o taie imediat, bam. Îi scoatem pe aia de la tăi, ați nebunite, lucrare complicată. Mă, cât e alu ăsta? Îl ai tu pe unul cu un flex? Da, și-o pami un vecin, e bombă. Zi lui Geni să trag un pic de patul ăla, să taie. Cât durează? Un minut. Și n-au luat în calcul posibil. Oxigenul ăsta e și pervers că nu miroase. Da. Față de gaz, adică nu vezi venind. Dacă nu te duce mintea... De unde revin la o întrebare mai veche a lui Cătălin Tolontan, pe care tot am zis că o să o dezbatem și n-am apucat. Ce este mai periculos în România? Corupția sau incompetența? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.